Aș vrea să văd bărbații cum se îmbrăcau în anii 50. Și femeile la fel. Bărbați adevărați, știi? Nu, aoleo, m-am lovit, aoleo, trebuie să mă epilez, aoleo, stai că m-am pensat. Deci nu, nu. Orice papagal poate să aibă bani și să fie un loser. Ți se pare că suntem o nație de asta de părerologi? Vanitatea că tu ești ca așa, dar de fapt nu ești și știi că nu ești și atunci trebuie să fii arogant sau să parcă ești. Poți să fii și golan și deștept. Dacă ești un golan prost, ce ai făcut? Tu cum ai fost crescută? Știam toate bunele maniere pe din afară. Dă-mi seama, bunica mea, mama, mi le-a băgat cu polonicul. O să ajungă oameni inteligenți să nu mai poată să spună nimic ca să nu îi ofenseze pe proști. Crezi că lipsesc modelele pentru generațiile astea? Da. Totul e bani, bani, bani. Cine are bani? Uite ce mașină are, uite ce... Deci nebunesc, nebunesc. Urban Flex, cu o travă. Un podcast Zunivers. Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din Urban Flex. O am invitată... Eu am vrut de mult să te am invitată, dar nu știu, te-ai lăsat mai greu. Maria Marinescu... Bună. Mă uitam ieri așa un pic pe că mă uit să mai văd chestii despre oameni și mi se părea tare asta, povestea asta a ta, cum ai crescut într-o familie, mama actriță, bunica actriță și n-ai avut filmul ăsta de actriță, nu l-ai avut deloc? Bine, mama actriță, bunica actriță, taică-miu doctor, bunică-miu doctor. Deci puteam să merg și așa, și așa, știi? Te-ai zis lase. Da. Șanse mari. Dar medicină nu mi-a plăcut și, bineînțeles, spre arte m-am dus. Din clasa 5-a, când unchiul meu, Paul Gerasim, a descoperit că am talent. Și mi-a spus, hai să o dăm la Tonița și o pregătesc eu. Mie îmi plăcea ideea de pictat, haine la păpuși și chestii de-astea. Și m-a pregătit, am intrat la Tonița și mama a încercat la un moment dat, hai să vedem cum reciți, hai să vedem, nu, dar sunt mult prea emotivă, știu că actorii trebuie să fie emotivi, dar la mine tracul e prea mare, adică nu, n-aș fi reușit. Da, ai copilărit în teatru, nu? Da, am copilărit în teatru, teatru mic, teatru Bulandra. Cam astea două au fost. Și la toate piesele, la toate reprezentările, la repetiții. Deci era acolo din tot timpul, da, nu? Da. Mi-amintesc de... Piesa mea preferată în care a jucat mama, bine, îmi dai seama, era mic atunci, era Secretul familiei Poschet, care am văzut că acum e iar la Teatrul Național, chiar vreau să mă duc să o văd. Să văd cum care... Și era mergeai cu foarte Ștefan des? Bănică, cu Ogășanu, cu... Da... Deci eram tot timpul în cabină, mă uitam cum se machiază, cum se îmbracă, mă uitam la costume, atunci pe vremea aia erau costume, nu minimalist ce e acum, un scaun și un pen, nu. Ci erau costume, erau decoruri, era superb, superb. Am copilărit cu Velica Panduru al Cătălinei Buzoianu, cu fata lui Demrădulescu, cu Irina, cu Ioana Besoiu, deci cam asta era gașca. Dar cum de n-ai avut filmul ăsta să faci teatru? Nu știu, asta cu emotivitatea. Track, nu? Da, track și plus că nu mi se părea imposibil să ții minte atâtea lines, știi, atâtea dialoguri. Pagini întregi, mă întrebam pe mama, dar cum faci? Abia țineam minte o poezie de Eminescu. Dar îți mai amintești mama ta cum repeta? Da, mi-amintesc, mai mă duceam și la repetiții. Bine, în momentul în care intri în dialog, cred că îți vine mai ușor. Da. Vine mai ușor. Da. Am copilărit, îți dai seama, la bunica mea în casă venea Petrețuțea. Deci era... Ca la orice om normal, da, acasă, da. Că și la noi. Marieta Sadova, deci era, da, foarte... Dar cum erau? Nivel. Erau vremuri, niște vremuri astea super boeme, așa, în care... Da, bine, la, tu, da, departe, că tu aveai și o familie din care era totul, era boem, așa. În afară de tata, eu stăteam, dai seama, la tata, până la 10 ani am stat la el, care era cu totul diferit. Dar mă duceam, că bunica mea, mamei mele, stătea vis-a-vis și tot timpul mă duceam pe acolo. În ce zonă locuiați? Pe lângă Grădina Icoanei. Ah, super. Da, înainte, pe Sofia... în casa unde era restaurantul ăla Zexe, parcă. Uh-huh.
Da. Sau mă rog, cum se cheamă. Da, da, poți să spui orice nume, da. Oricum, okay. Nu dă nimeni niciun ban, adică puteai zice orice. Deci acolo stăteau la parter, după aia s-au mutat aici. Când unchiul meu a plecat în Germania, au zis că, cum niște au zis, că nu mai e casa prea mare și trebuie să eliberăm. Și i-au mutat. Și bunica mea era șeful spitalului de copii, pediatru. Andrei Șerban era... Am dat numai nume de-astea. Da. Adică, deci pentru mine, dacă o să cauți să vezi ce a scris Andrei Șerban despre bunica mea, la premiera Regelui Lear, când juca mama în Regele Lear, am venit și eu și bunica mea la premieră și după aia a scris o scrisoare bunicii mele. Deci, superb. Despre cele trei generații, eu, bunica mea, mama, cum era, transparentă, deci o să ți-o trimit. Este da, impresionant. Vreau. Da. Dar mama ta părea din alt gen de... Nu părea o româncă, actriță româncă autentică. Nu? Avea o chestie de asta din... Total din... Cecă din Franța. Da. Și cum se îmbrăca ea, deci da, se îmbrăca atunci, cum se îmbracă lumea acum. Avea tricouri de alea cu dungi, șepci. Era foarte pe cool, așa. Și mi-aduc aminte că am văzut o sândă, da bine, mai târziu, nu atunci când a apărut, că nu știu ce an a apărut, dar da, mai văzut mai târziu și mi se pare unul dintre cele mai, ca rol așa feminin, mi se pare unul dintre cele mai marcante pe care le-am văzut așa să-mi fi rămas în cap. Da, și mie, ăla e filmul meu preferat al ei, clar. Și știi că e o faza aia, e o secvență când sunt ei pe munte și cad în genunchi acolo, care este dată la UCLA la nu știu ce curs. Ah, ok. Gen da, să vadă și... În, da, da. Bine, și muzica. Deci muzica... Și faptul că erau niște actori acolo care da, erau numai exact, focuri, da. Numai nebunii de... Da. Da, s-a întâmplat ceva după o sândă? Adică... Gen, n-am eu mai... Știu, eu am plâns, am crezut că am murit mama când am văzut filmul, deci eram terminată. Eram mică. Și eram la tata. A fost foarte tare și eu sunam pe mama, am văzut filmul cu tine la televizor, tu m-ai văzut? Asta o întrebam. A, da, că da, nu, corect, da. Și, și n-a apucat. Nu, dar nu, mama a făcut multe filme, nu știu, știu, după aia am plecat în America, când, după Revoluție. Și eu am insistat, eu am vrut să plecăm, ea nu vroia, că era, îmi dai seama, în vârful carierei, era tânără încă și nu n-a vrut, dar până la urmă am convins-o și eu și Mihai să plecăm. Ți-ai îndeplinit visul american? Da, eu vroiam, de fapt, eu vroiam să plec, că plecaseră prietenele mele cele mai bune. Ah, deci okay. Și prietena mea, Ama Șaru, fata pictorului Șaru din Tonița, a plecat la New York, prietena mea, Alina, a plecat în Canada și hai, plec și eu. Dacă... Nici nu era grup de WhatsApp, pe vremea aia n-aveai cum să comunice. Adică scriam mâncare... scrisori, da. Și ne-am dus la Washington, am fost tot la o școală de pictură, Duke Ellington se chema, 2 ani, după aia l-au mutat, au deschis consulat în LA, primul consulat în LA am fost noi și m-am mutat acolo, n-am găsit o școală de arte și m-am dus la școala de stat de, în care aparțineam, adică Beverly Hills High School. Da, ca orice om normal. Da. Da, deci a fost foarte... Dar cum a fost experiența America? Mamă, genial. Cultural, și pe nu? Vremea aia era altceva, acum nu știu, n-aș mai sta. Și n-aș mai sta cu copiii, mai ales, mi se pare un dezastru ce se întâmplă, dar pe vremea aia era superb, superb. Deci crezi că totul... îmbătrânim noi și, sau că nimic nu mai e ce a fost, adică, nu știu, vorbele, nu mai e nici vamă veche, nu mai e nimic, adică o să ajungă nici, bă, ai fost la, bă, da, dar nu mai ce a fost, adică, crezi că îmbătrânim nu sau pur și simplu s-au schimbat și că sunt... Nu cred că îmbătrânim deloc, adică îmbătrânim, dar nu, rămânem fresh. Și tu și eu, adică nu mi se pare că asta e problema. Problema e că a luat o lumea razna. Este foarte prost înțeleasă independența asta și libertatea și democrația e foarte prost înțeleasă. Adică nu așa. Nu ți se pare că o să vină niște... Adică deja e o perioadă în care nu mai poți să spui nimic despre nimeni și despre absolut nimic? Aole, citisem ieri un de asta, cum se zicea, că o să ajungă oameni inteligenți să nu mai poată să spună nimic ca să nu îi ofenseze pe proști. Știi? Da, nu e ceva... Crezi că ai direcția în care ne îndreptăm? Păi deja sunt americani acolo. Eu am prietene care s-au mutat din LA și New York în state de-astea
Mississippi, Oklahoma, Texas, unde e mai normală treaba și cu tot ce se întâmplă în școli și cu groaznic. La noi cred că e un mare avantaj că suntem în urmă cu mult. Nu crezi? Ba da. Chiar cred. Că da. Ba, că ne ajută mult asta, da. Da. Că la un moment dat așa, toată lumea e... Acum și pe afară sunt niște discuții la care noi nu prea... Adică o să aflăm de ele mai târziu, ceea ce cred că e foarte bine. Mai bine, sper să se redreseze și acolo până să aflăm noi și să ajungă la noi problemele astea. Dar cum ți se părea? Să ne mutăm în Elveția. Zici că acolo în Elveția se dă ora exactă? Da. Nu știu, așa mi se pare. Că e... Ceas. Da, corect. Totul e la locul lui. Cum a fost pentru tine experiența America? Adică ți-amintești ceva care te-a șocat? Am stat în Elveția, dar în partea italiană. 6 luni că am făcut un schimb de un semester abroad, cum s-ar spune, la Tassis, la Tassis School în Lugano. Și acolo, deci eu am fost peste tot. Globetrotter, da. E o țară în care n-ai fost? Ei bine, sunt multe țări, dar am trăit în multe, știi? Asta e mișto, că mi-a deschis orizontul, mi-a deschis tot, mintea. Deci a fost cea mai bună chestie că am plecat. La momentul ăla, 13 ani, mi s-a părut perfect. 13 ani aveai când ai plecat? Da. Ok. Mai rău că m-am întors, asta e acum, ce să fac. Dar nu ți se pare cool acum în România, așa? Ba cum da, e... nu, întotdeauna m-a atras tot timpul ața înapoi, prieteni, distracție, stilul de viață, faptul că în America nu poți să suni un prieten la două noaptea, hai că am o problemă, vin până la tine sau vină până la... Deci nu poți să faci așa ceva. N-ai minute. Te programezi cu o lună înainte să te vezi cu cineva. Dar chiar așa e? Da. Da, e foarte ciudată viața. Adică nu există băiatul ăla român care poate să ajute cu orice? Poți să suni un băiat, știi că oricând, totdeauna. Am nevoie să nu știu ce. Am un băiat care pare un băiat, care vine un băiat și care o să vină un băiat. Nu știu, aici mi se pare că rezolvi orice, oricând. Păi mi se pare că a te descurca este românesc. Mi se pare că e termenul care ne definește cel mai bine. Da. Românul mi se pare că după ce s-a născut începe să se descurce, adică nu e... Exact. Bine, mie nu-mi place chestia asta, e nasoală. Este, nasoală, da. Nu e o chestie mișto, adică mi-ar fi plăcut băieții mei să nu aibă de-a face cu, știi, cu chestiile astea, cu golăniile, cu șmecheriile, cu... Nu, să fie cum trebuie, nu știu, dar n-ai ce să faci. Dar te confrunți cu asta, copii? Da, pentru că și eu am fost așa, nu poți, n-ai ce să faci, adică n-am cum să le cer ceva, dar normal că vreau să fie mai bun ca mine și mai bun ca părinții mei și ca toată lumea. Dar e greu și gașca, uite, pe Levin l-am mutat la o școală ortodoxă. Să nu am stres cu droguri, băutură, fumat. Deci l-am mutat la o școală privată ortodoxă. Câți ani are foarte acum? Foarte strict. L-aș fi dat, are 13. L-aș fi dat la școală militară, dacă aș fi putut, dar n-am găsit. Militar acum merge prințul William și Harry. Un militar, Londra, adică da, am înțeles, din un cartier militar. De băieți, nu neapărat de băieți, nu. Dar să fie crescuți într-un fel așa, nu se mai face asta aici. Tu cum ai fost crescută? Cum ți-au ce aminte de, apropo de educație și deci de... La mine știam toate bunele maniere pe din afară, dă-i seama, bunica mea, mama, mi le-a băgat cu polonicul. Cum să mănânci, ce trebuie să facă iubitul, prietenul, soțul, tatăl, copilul, cum mănânci, cum tot știu. Și degeaba încerc să implementez copiilor chestia asta, pentru că le rușine să facă lucruri, poți să crezi așa ceva? Adică, ce o să zică golanii șmecheri pe care vrem să impresionăm că noi ducem o floare unei fete sau îi punem haina sau îi deschidem ușa sau, știi? Zic, cum adică? O să zică, wow, da. Asta o să zică. Crezi că nu mai e cool acum? Poți să fii și golan și deștept. Dacă ești un golan prost, ce ai făcut? Tu ar trebui, ok, vrei să fii golan, în ghilimele. Dar fii deștept, fii ăla care, fii leader, nu fii follower, deci asta încerc să-i bag în cap. Deci nu te lua după nimeni. Dai seama, eu am avut multe tentații la școală, toți fumau marihuana în continuu. Deci la liceu, deci nu am pus gura, n-am pe niciun drog niciodată în viața mea. Bine, eu sunt și fricoasă, panicoasă și nu iau nici medicamente, deci asta oricum nu.
Dar îți dai seama că a fost peer pressure-ul ăla și îmi spuneau, a, tu nu fumezi, ia și tu un fum, zic, nu vreau. A, bine, ești fraieră. Zic, da, da, sunt fraieră. Dar n-am avut niciodată chestia asta, aolo, stai că au zis, stai să fac și eu. Niciodată. Și aș vrea și băieții să fie la fel. Da, mă, sunt fraieră, da, hai fi tu mai deștept. Deci trebuie să treacă de chestia asta cu gașca, știi? Și crezi că nu mai e cool să deschizi ușa la o femeie? Începe să nu mai fie cool asta? Aolo, ce trist ar fi pentru... Tu ai fată. Nu știu, ce da. Groaznic. Da. Nu știu, eu așa o să învăț, o să mă chinui și sper să se lege de ei, pentru că le dau și alte exemple. Eu, îți dai seama, le pun filme, eu cu ce filme am crescut noi? Deci, pe bune, noi n-aveam Instagram, n-aveam nimic. Ne uitam la casete, deci aveam trafic de casete săptămânal și eu mă uitam cu ai mei la tot ce luau ei, normal. Once Upon a Time in America, Ultimul Împărat, The Mission, Macaroni, toate alea, filmele adevărate. Și i-l-am pus și lui Levin pe toate, tot ce am putut și la acea răbdare, dar a stat, uite, să uita și la Once Upon a Time in America, să vadă și alte lucruri, adică nu să zic, te tâmpești, trebuie să le vezi, chiar dacă, să le știi, să ai referințe, să, nu se poate, să știi cine e Audrey Hepburn, cine de, adică trebuie să știi. Crezi că lipsesc modelele pentru generațiile astea? Da. Da. Adică n-au luat cine se uite? Nu. Și nu numai aici, mi se pare că nicăieri n-au luat cine. Da, nu, cred da. Că e vorba doar de România strict, da. Nu, pentru că valorile, neavând bani și neavând, știi, nu mai sunt, nu pare interesante. Totul e bani, cine are bani, uite ce mașină are, uite ce, deci nebunesc. Ei nu mai consideră o valoare, zic, uite-te la bunica ta, da? N-are bani, nu? E actriță. Dar are o valoare de 10 ori cât ce vezi tu pe orice cont și orice fraier care face bani că nu știu ce face și vinde Adidas sau ce are el în cap. Știi? Da. Asta e foarte, foarte trist. Și crezi că asta e în ultima perioadă sau crezi că e din generația noastră s-a confruntat chestia? Nu se mai face nimeni doctor. Eu nu, cred că o să ajungem fără doctori. Deci, nu se mai face nimeni doctor. Biochimist, nuclear, nu știu, ceva, fizician, nu fac, nu știu, și aleg numai ASE. Bine, ASE și jurnalism și da. Astea comunicare a fost, exact. Întotdeauna a fost la modă, în ultimii 20 de ani sau ceva. Era da, cool să faci ceva comunicare, nu știu, ceva, dar să fie comunicare. Deci am niște prieteni de familie care au o fată și frumoasă și bogată și deșteaptă, care face medicină. Și sunt așa în, știi, nu vine să cred, zic, Doamne, și mai există și așa ceva. Se chinuie să fii rezident la municipal, unde face greu. Nu, îți pare o meserie absolut înfiorător de grea. Da. Adică nu cred că e mai ceva mai greu. Nu există. Și doar că nu te lovești există. De niște chestii de-astea care sunt, plus condițiile, plus că să fii doctor în România, e ceva... Nu, și îi spun lui Levin mai ales că el e mai mare, că, uite, tu trebuie să știi lucruri, că i-am zis, uite, trebuie să știi toate capitalele și toate țările. Păi de ce? Păi zic, dacă te întreabă copilul tău. Și după aia rămas așa, da, așa e. Zic, vrei să par prost? O să te simți prost, nu o să te mai admire. Copiii trebuie să te admire. Eu pe tata și pe mama i-am admirat, zic, era o maxim pentru mine. Tot ce o întrebam pe mama știa. Tata, doctor la urgență, toată lumea era, stătea în genunchi în fața lui pe acolo. Deci trebuie să-i admiri, că dacă nu-i admiri, nu e ok. Știi? Să știi tu mai multe ca ei. Și după aia a rămas așa și da, chiar, trebuie să știu. Dar pasiunea asta pentru modă, cum a venit? Când am intrat la Tonița, bine, normal că îmi plăceau hainele și făceam haine la popuși. Ai zis că colorai, da. Dar când am vrut să-mi aleg majorul și la facultate, când am intrat la Parsons, cum de mi-a zis toată lumea că nu o să intru, și dai seama, toată lumea acolo știi că dai la 10 facultăți și vezi la care intri și după aia ți alegi la care te duci. Eu am zis că eu dau la una, că eu vreau la asta. Și am zis, păi, da, și dacă nu intri? Păi zic, da, o să intru. Eu aveam note proaste academic, matematică și asta, eram praf. Dar aveam note bune la uman, la desen, la istorie, la istorie artei, la astea. Și am vrut să mă duc să dau la facultate, nu prin poștă, cum se trimitea
portofoliu prin poștă și așteptai. Eu am vrut să mă duc să dau interviu. Mi s-a părut că față în față e altceva, știi? Și m-a primit. Deci a fost, erau așa cu notele astea academice, dar mi-au zis că e bun portofoliu și mă primesc. Și atunci am decis, mă gândeam și fotografie îmi plăcea, dar atunci am decis nu că vreau design vestimentar. Și ai ținut-o cu asta? Da, am ținut-o cu asta, adică primul an a fost foundation year, care faci de toate. Uram sculptură și modelaj din tot sufletul, nu mi-a plăcut deloc. Și bine, a fost o experiență incredibilă să faci facultatea de artă la Paris. Este, nu există ceva mai mult. Adică pe noi ne ducea la ora de istorie pe străzi și ne arăta. Uite, istoria clădirilor, asta e gotică, asta e aia. Ne ducea la Opera Garnier, ne puneam hol și desenam pereții. Știi? Adică era ceva... Deși ajută, că au și da. O civilizație, adică da, na, da, cultură, mama și tatăl culturii. Superb a fost. O perioadă... Și după aia te-ai întors, când te-ai întors în România? După facultate am fost la New York, am făcut un stagiu la Marc Jacobs, că prietena mamei mele, Anastasia Soare, era prietenă cu directoarea de accesorii de la Marc Jacobs din New York, era româncă și m-a băgat acolo. Am stat 6 luni, am făcut un stagiu plătit la accesorii acolo, sortam nasturi și fermoare și mă duceam cu ea pe la târguri, foarte, dai seama, a fost util și asta. Și după aia am zis că vreau să vin în România să-mi deschid atelier, pentru că acolo n-aveam cum să fac asta și niciodată n-am vrut să am șefi. Am zis că vreau să-mi deschid atelierul meu, n-am vrut să lucrez la program. Mi se părea, uite, tipa asta lucra de 20 de ani la Marc Jacobs și stătea tot în Queens, tot cu un salariu, și am zis că nu vreau așa ceva. N-ai lucrat niciodată pentru cineva? Deci m-am deschis atelierul acum 20 de ani aici. Am lucrat, bine, am mai lucrat la reviste, uite, am lucrat la One, la Viva pe vremuri, styling. Acum lucrez la Antena 1, deci acum am un șef pe o parte, deci fac am colaborări da. Cu ei, dar da, am pe cineva. Am pe cineva șef, da. Dar bine, mi-aleg proiectele care mi se potrivesc și e ok. Chiar îmi place mult și styling să fac. Da, ai avut vreo discuție cu mama ta, cu tatăl tău, în care să zică, faci tu ceva, nu știu, bine, nu era caz să zică ceva, faci tu ceva serios, știi că e discuția ceva, asta, da, că da, tot da. Ce înseamnă artă e ceva... Știu, da, așa. Probabil că, na, copiii noștri sau așa, că nu o să mai aibă discuția asta cu copiii lor sau ceva în genul ăsta, sau nici noi cu ei, cred că... Da, pentru că te gândești că e instabilă treaba asta, dar nu mi-au zis. Am avut mână liberă, bine, am fost și foarte rebelă și încăpățânată și nu puteai să-mi zici nimic, adică tot făceam ce vroiam. Și mi se părea că ăsta e drumul, ăsta e. Deci nu mă gândeam la nicio altă variantă. Niciodată n-am avut. Poate odată la design interior, oricum și acum îmi place și cochetesc cu asta și mai fac. Am făcut de cursul anilor, dar tot ceva cu... artă. Și întotdeauna în toate ai fost așa? Eu mă duc pe drumul meu, da, stânga-dreapta, da. Nu mă interesează? Da. Okay. Sunt și ai avut ceva de... Leu, n-acum. Nu știu asta cu zodiile, nu știu cum e cu zodiile, nu știu nimic, adică în afară de... Că știu că Capricorn. Ai băieții mei amândoi sunt Capricorn. Nu știu dacă e bine, rău. Și ai amică? 23 aprilie, dar nu știu ce zodiile. Berbec sau Taur sau ceva. Taur, foarte mult. Bravo. Și Diana e fecioară ca și maică mea, adică cam astea sunt zodiile care nu știu. Mai doleu, deci eu sunt... Leu e ceva foarte... nerv, da. Am înțeles. Ok. Și tata nu s-a agitat prea, oricum dacă am plecat la 13 ani, tata când era mică, era foarte strict, foarte strict și rigid și... nu știu ce să zic, dacă m-a ajutat sau m-a... nu știu, dar... mă punea să fac pian, balet, engleză, franceză, de la 3 ani făceam. Până la 10 ani am făcut toate astea. După aia când m-am dus la mama, m-am răzvrătit și n-am mai vrut să fac nimic. Știi? Mă rog, engleză făceam oricum și franceză, dar n-am mai vrut nici pian, nici balet, nici nimic. Balet făceam cu, când eram mică, cu Leni Dacian, care era fosta nevasta lui tata.
prima sau a doua nevastă, nu știu, a doua, cred, și pian nu-mi plăcea. Și tot timpul veneam de la școală pe jos, țin minte, și întârziam ca să mai pierd din oră, știi? Mă pedepseam, mă bătea, nici nu conta, a doua zi făceam la fel. N-avea nicio șansă, adică nu, deci nu vreau, nu veneam, întârziam, ziceam că am luat-o pe un parc și m-a așteptat profesoara și... Dar oricum, mi-a prins foarte bine, pentru că eu încă știu să cânt și am, dacă repet un pic... La pian, nu? Da, și acum în pandemie am început iar și am învățat singură din nou piese și e super să cânt. Am pus și pe Levin, dar nu s-a prins. Și cum e asta? Că ori îți place foarte tare sau ceva în genul ăsta, ori ți se pare că e ceva... E bine să știi, că acum să recunoști un Mozart, un Beethoven, trebuie să știi și asta se formează și urechea e... I-a prins bine. Se cum e discursul tău ăsta, că trebuie să recunoști moța, ajunge la o generație care e cu TikTok și cu tot felul de nebunii acum și toată lumea și arată vorba ta, ce de și-au luat. Și tu zici, mă, trebuie să recunoști moța, exact. Unde mă n-ai recunoscut moța? Stai mă, că eu mi-am luat Balenciaga, e nebunul ăștia ultimii care au apărut acum aia mari. Mă îngrozește și mama e oripilată de tot ce se întâmplă, este... Dar nu crezi că toate generațiile au fost așa? Și că toată lumea e șocată de șocat. Următoarea... Crezi că de noi a fost șocat? Nu știu. Nu a fost un salt așa mare la noi, de la ei la noi. Cred că și lucrurile s-au schimbat. Adică gândește doar la saltul de la ai tăi la copiii tăi, de exemplu, știi, la Edita mai hău. Și de la noi, care n-aveam nimic, n-aveam telefoane, noi, da, aveam... Da, da, da. Și naiba, Doamne, zici bine, că am trăit în epocale. Cu siguranță ai copiluit într-o, având așa un anturaj de oameni, așa, cu siguranță ai mai văzut tot felul de chestii, dar... Da, am avut noroc, să dai seama, să-mi formez gustul în anumite case, în anumite cercuri, să-mi văd ce înseamnă stil, ce înseamnă educație, ce înseamnă... Da, am avut. Cred că asta mi se pare tare, că dacă ai o familie, de asta știi, indiferent dacă nu ai, adică doar dacă sunt, nu știu, ceva în domeniul artei, cred că ți ajută foarte mult, nu neapărat financiar sau ceva din ăsta, că nu erau milionari în euro actorii, n-au fost niciodată, cred că în România, nici acum, nici atunci, dar cred că te ajută să te formezi tu ca om. Da, păi și de-aia și mama avea aerul ăsta diferit de toate actrițele de atunci, știi? De la bunica mea. Avea un aer foarte nobil, bunica mea, nu știu, foarte nobilă și își măsura cuvintele, nu țipa niciodată, era de extraordinară. Părit vechi de asta, așa. Da, și, de-aia, și mama și eu sunt la fel. Tot. Se pare că erau niște actori de ăștia pe generația mamei tale, nu știu, vine Cap George Constantin sau niște oameni de ăștia care aveau, nu știu, soi de aură de asta. Rebenciuc. Care mi se pare Pinică, că este... Și acum mi se pare la fel. De vezi în vorbind. Și mi se pare genial, l-am văzut mergând la piese de teatru, se așează pe scaun, așa pur și simplu să vadă alți actori tineri, ceea ce mi se pare că ești Dita mai Rebenciuc, adică ești monstru monștrilor, știi? Da. Dar asta, curiozitatea, cred că asta te ține... Și asta te ține în viață. Cred că să fii curios, să vezi, să tot timpul să fii... Citești, să... Bunica mea citea până la 80, până a murit, până la 87 de ani, 89, nu știu la cât a murit. Citea noaptea, deci până la 5 dimineața și dormea până la 3 după masa. Asta făcea. Deci, da, n-avea program de la de bunică, la mine eu n-am văzut... mama nu gătea, bunica mea nu gătea, eu nu gătesc, deci la mine avea o femeie care făcea curat, gătea, care era internă, sau străbunica mea, ea mai gătea, dar n-a fost asta un, știi, și nici, e bine că nici băieții nu o să zică, cum făcea mama sarmale, știi, să zică la nevastă sau să-i zică că făceam eu nu știu ce ciorbă, nu vreau asta. Nu o să fie nicio concurență, nu. Adică orice deci ciorbă ar face, eu o să fie ok, păi oricum, exact, mama nu făcea, acum e super bună asta, da. Asta e chiar minunată. Da, crezi că ai avut vreodată adică ai avut ceva regrete din prisma faptului că nu asculti de absolut nimeni și te duci cu capul înainte așa? Băi, tu știi câtă lume m-a invidiat pentru chestia asta? Am prietene care au venit la mine de curând, după 20 de ani, și mi-au spus, întotdeauna te-am admirat că ai făcut ce ai vrut, că așa pare că n-ai regrete, știi?
probabil că îți dai seama că am greșit și eu de multe ori, dar nu regret. Că nu, mă gândesc că dacă ai un regret așa, nu știu, îți vine ceva în minte că ai fi vrut la un moment dat să faci așa și ai făcut altfel, sau nu știu, abar n-am, nu. Nu știu cum ar fi fost viața mea dacă rămâneam afară, știi? În Franța, în America. Asta, sunt curioasă, nu că regret, știi? Mi-a fi plăcut să am două vieți așa, să văd cum ar fi fost să iau și așa și așa. Era după Revoluție, era un film la TVR care avea două finaluri și trebuia să suni și în funcție de cine suna sau ceva nu sta mai mult, se dădea finalul ăla. Bine, acum între timp se întâmplă pe Netflix asta, nebunia asta că ai, ți alegi tu și cred că o să fie, la un moment dat o să fie, dintr-un buton o să vezi. Vreau să moară personajul, ok, moare, da? Adică nu e niciun fel de problemă. Și asta, nu mai sunt filme, lasă-mă, că deci nu mai există nimic. Mai văd filme, mișto. În orice domeniu zici același lucru, nu mai e cum era, nu mai e cum era, da? Da, nici moda, pare că nu e mai ceva e nici care, nimic. Da? Nu ți se pare mișto asta cu asta de la Balenciaga, cât o chestie de asta ruptă, nenorocită, nu știu ce? Nu ți se pare prosopul ăla? Nu, deci nu. Bine că mai e un Chanel, un Dior, care să păstreze o tradiție, o ceva. Nu, e ce. Mi s-a părut genial asta cu de la Bine, Super stai Bowl. Că și eu mă îmbrac super, eu nu mă îmbrac clasic. Îmi plac astea, exact stilul tău mi se pare foarte mișto, dar mai nu trebuie să rămână și reperele alea de eleganță, de clasă. Deci de... asta crezi, că nu mai sunt repere niciun fel de domeniu. S-a părut asta genial, ai văzut asta la Super Bowl cu Kanye West, care ce a filmat el? Nu, n-am văzut. Adică am văzut tot ce au făcut, am văzut că a venit îmbrăcat cu crucifixul. Da, și gen... Toată lumea a plătit, nu știu cât, 7 milioane de dolari sau ceva, câte o reclamă acolo, sau așa, 30 de secunde, nu știu ce. Și el a plătit o reclamă în care s-a filmat cu telefonul de pe bancheta din spatea mașinii, în care el are acum și dinți de aia, din titan, din nu știu ce, așa, și vorbește foarte stricat, prea să înțelege ce zice. Așa. Fine, tare clipul ăsta, ți-l arăt. Și zice că a dat bani și că, na, asta e reclama, el vorbind, intrați pe easy.com și zice easy, y, e, z, y, așa, și zice la un moment dat ceva gen, ok, o să am Adidas, o să am haine și gata, au trecut secundele și a închis. Și asta au dat în direct la Super Bowl, una dintre reclamele alea, de care toată lumea, toți ăia fac de milioane. Deci și-a dat 7 milioane ca să pună chestia asta. Cineva mi-a dat înainte, cu 2-3 zile. Și o cenzură, adică poate oricine să vină să cine spună orice. Cine are 7 milioane? Da? Păi nu știu, habar n-am. Nu știu cum funcționează Super Bowl. Oricum mi se pare că e o chestie de asta în care toată lumea, nu vorbește nimeni despre evenimentul sine sportiv, nu știi cine a câștigat ce, știi doar că unul a avut chiloți, unul n-a avut, a costat reclama 18 milioane. Știi că a câștigat ăla care e iubitul lui Taylor Swift. Asta am văzut și eu, da. Dar tot așa o cancania de asta, că nu e ca și cum, din ăla care era... Mai multe am văzut poze din tribune, cine a fost. Da, cu Usher, cu tot felul, toți nebuni. Oricum, despre asta e vorba. Și am intrat pe site și sunt niște tricouri care sunt 95 de lei. La să-ți Kanye, arăt, da. Așa. Sunt tricouri care sunt 95 de lei, un tricou alb cu ceva, un vultur pe spate sau ceva, dar ceva, o să-ți arăt că e tare. Și... Ne-am luat adică, și de la Gap cu el. Da, știu, și mi-a plăcut ăla, da. Mie mi se pare tare omul, adică mi se pare și tot ce a făcut, adică e mega... Dileala aia lui total, și faptul că din Easy a reușit să facă o chestie care toată planeta își dorea o pereche de Easy, adică era totuși o șmecherie, indiferent ce ar fi și cum ar fi el. Mie și muzical mi se pare tare, adică ascult, mi se pare și foarte tare. Și omul are și pe site, dar așa, tricourile astea albe, patru tricouri negre, ceva cu un vultur pe spate, ceva înfiorător și albumul lui în vinil, care... În vinil? Da, pe variantă vinil. Omul are ceva, el are e clar ceva. Clar are ceva, da. E. Dar mi se pare tare așa, știi, am dat 7 milioane. Dar cumva, știi, se duce toată treaba asta. Vorba ta, noroc că mai există Chanel și mai există niște prezentări de astea de modă în care eu nu să mai și vezi ceva, că am mai făcut mai cusut ceva, am mai făcut ceva, știi, că așa cârpe rupte. Da. Adică parcă e prea mult, cumva. Adică să se justifice că e 30 de mii un sacou Schiaparelli sau, nu știu, haute couture Chanel sau, știi? Da. Alea le vezi, adică sunt o operă de artă. Vine să dai sau nu vine să dai, dar înțelegi de ce dacă costă ai, atât. Înțelegi de ce costă atât, da. Da, probabil că e... Da, cum ești cu moda în ziua de azi? Adică cum? Păi eu iau oricum, tot timpul am luat din ea modă ce mi-a plăcut. Nu mă țin neapărat după trenduri deloc, dacă nu mi se potrivește sau nu-mi place, nu port orice ar fi. Și... Dar faci styling, nu?
încerc să, da, fac styling, dar și încerc așa să nu, îți dai seama, nu, să trebuie să fii fresh, știi, cu chestii, piese care se poartă, care sunt acum pe trend sau ceva, dar eu iau exact ce îmi place. Adică nu e timp trending-ul de pe YouTube, nu? Nu. Dacă se poartă, nu știu ce, pantof cu toc în față, nu, sau ciocate, de exemplu, n-a purtat niciodată. N-ai avut ciocate? Nu. Și nici nu s-am. Nu. Nu mi-au plăcut. Sunt anumite chestii pe care nu le agrez. Dar există chestia asta pe care pur și simplu nu le-ai vedea, adică nu le-ai vedea pe un bărbat, nu știu cum, sau nu ai vedea o femeie, nu știu cum, adică chestii astea radicale? La bărbați, mi se pare... Depinde și în ce domeniu lucrezi, știi? Ca bărbat. Aș vrea să văd bărbații cum se îmbrăcau în anii 50. Știi? Da, înțeleg. Așa aș vrea să-i văd. Costume de astea, țiplă, pălării, nu știu, nebunii. Și femeile la fel, bine, nu se mai poate, dar... La, mă rog, nu știu, e complicat. Dar ți se pare că e cineva care, adică în continuare, ți se pare că e un model de, bă, uite, ăsta se îmbarcă bine, îmi din place. România? Din toată lumea asta. Dacă vrei din România, da. Din toată lumea, Tom Ford mi se pare că se îmbracă bine, Pierce Brosnan, toate astea, James Bond-urile lui, și el ca bărbat mi se pare un bărbat mișto. Mi-a plăcut Vincent Cassel, îmi place foarte mult. Foarte mult. Chiar dacă e urât rău, este foarte mișto. Foarte sexy, nu știu, are ceva. Și nu știu, bărbați, nu știu. Adevărați, știi? Nu, aoleo, m-am lovit, aoleo, trebuie să mă epilez, aoleo, stai că m-am pensat, deci nu. Nu ești de acord cu asta, nu? Că o să se înghese, o să fie unul cu unul, o să fie cine avem, la manicură pe cine avem, avem pe Marius, Neluțu, nu? Nu ești de acord cu asta, nu? Nu, deloc. Da, știu și mie să fac ceva rău, dar na, ceva acum nu știu. Ceva rău, bărbați, te tunzi și ai plecat. Pentru aia pensat așa cu semnul de la Nike, nu știu, ai văzut că sunt... Nu, lasă-mă, deci, nu, și Levin vrea, poți să mă tun cu trei, nu te tunzi, nu te epilizi niciodată, nu te pensezi niciodată. Păi dacă am, nu contează, nu faci lucrurile astea. Tuns așa cu dălea dungi Neymar, gen, așa, nu? Da, stilul da, așa. Toți, da, la vorba asta. Toți, da. Tu n-ai văzut, tu ai ieșit la mall sau pe stradă, tu ai văzut că toți sunt trași la Xerox, toți băieții au un V de la aici și un ciuf aici, creț. Deci și creț, acum se poartă creț, eu nu suport părul creț. Și Levi n-are părul drept, îl vrea creț. Deci... Zic, dar de ce vrei să fii? Și că sunteți o turmă de oi, toți sunteți la fel, aceeași Adidas, aceeași blugi, aceeași... Ce e asta? Ai avut mai multe fight-uri cu băieții sau cu fetele? Cu băieții. În familie, cu băieții? Da. Fetele, da, sunt mai ok? Adică da. Din mai... Da, mai docile, îți dai seama, sunt fete, sunt fine, sunt... Au, na, se îmbracă bine, adică n-am... Sunt cu minți, nu... N-am avut... O știu pe Daria, care tot timpul e foarte cool, așa, da, cum da, e ea, da, gen da. Liber, așa. Foarte muncitoare și ambițioasă. Știi că și el are imagine de film. Da, știu. La un ATC. Și... Acum, ieri îmi zicea că a luat singurul 10 din școală, că acum termină. A făcut un film. Știu că a fost într-un proiect în care de fiecare dată mai fugea câte o oră, două, sau nu știu ce, mai vedeam la cafea cu ea și îmi povestea cât a lucrat și cât a muncit și ce șansă are să lucreze și să nu știu ce, ceea ce mi se pare fascinant pentru un copil. Da, este. Să fie, că toată lumea e cumva, toți sunt merit să nu știu ce, tu mama, și discuțiile de acasă sunt, tu ai mai terminat o facultate, tu trebuie să stai, să nu știu ce, să vină unii, să vină Ford Coppola acasă la tine, să bată la ușă, să nu știu, sun la interfon, avem 24 la interfon, să sunați acolo. Și aia mi s-a părut foarte tare că știu de când a luat proiectul ăla și cum s-a dus și cum a muncit și era foarte dedicat, așa, și mi s-a părut foarte tare, că nu prea vezi la generația asta. Nu vezi, asta. Nu mai vor să muncească, vor să facă bani imediat. TikTok, da. Fără, nu știu, din ceva să facă, adică scopul nu mai e să facă ceva ce le place, este să facă bani. Și eu le explic băieților, nu, Levin, ăla e mic, Iacob, dar îi spun, scopul nu e ăsta. Vrei să ai bani din ce? Adică, și nu vreau să spun, orice papagal poate să aibă bani și să fie un loser.
după aia ce faci la 30 de ani? Că nu, nu ești respectat, nu ai nicio bază, nu ai o bază solidă. Astea sunt chestii efemere care trec și dispar și poate mâine, nu știu, nu mai poți face asta. Și la 50 de ani, ce faci? Ești la pensie de la TikTok? Nu știu. Pe o să fie, mama a făcut OnlyFans și tata era TikToker, să te venea să plec la școală, la un moment dat o să fie o chestie de aia, când îți completai tu ce să fie. Da. Da, că na, tata era, nu știu cum era, cum erau pe vremuri, inginer și, da, nu știu, mama agronomist sau nu știu ce. Și acum o să fie de aia, TikToker și OnlyFans. Mama a făcut OnlyFans, mama a făcut doar 24 de OnlyFans. Nu știu, probabil că așa o să fie discuțiile. Tu nu vezi arta aia care se face virtuală și dai nu știu câte milioane să ai un căcat? Nu crezi în astea virtuale? Doamne, ferește! Nici în asta nu crezi în banana, băi, în lui băiatul ăla? Hai să zic că e ceva... Bă, da, astea virtuale nu mi se pare... Bă, nu, și nu eu înțeleg, când am auzit asta cu NFT-uri și cu nu știu ce și cu de-astea și că la un moment dat o să faci o pisică din care gen o să vină unul să dea nu știu câți bani pe o pisică care nu știu... Ca să o ai pe laptop să o țină sau unde să o... Ce faci cu ea? Ce adică asta mi se pare, dacă ți-a murit bateria la telefon, nu mai ai boareță, adică bă, uite, aveam o pictură aici, aveam un NFT de ăsta, dar Doamne, nu mai am baterie, dacă mi-l încarc, adică nu, totuși, valoarea, că vorba ta, te duci în Franța și vezi, te duci pe la Louvre și pe la asta și vezi ce au făcut niște băieți. Da. Adică nu trebuie să-ți trebuie prea mult, trebuie să ai, nu știu, 10 euro, 20 de euro la tine să intri acolo să vezi ce-au făcut băieții ăștia aici, știi? Noi, păi noi, uite, avem asta, am pisica asta pe telefon, dacă vrei să vă arăt acum. Da, mi se pare că nu s-a mai... Doamne. Mi se pare că a fost un val. Mai e? Ai mai auzit pe cineva? N-am mai, nu, n-am mai auzit. Nu, n-am mai auzit. S-a dus, adică a fost... Îți dai seama ce... Păi că a făcut niște băieți niște bani și cred că asta, aici a murit toată cine treaba. Cine a dat? Îți dai seama cât de tâmpit e ăla care a dat, nu ăla care a făcut. Că crezi că nu sunt nebuni lumea asta? Chiar crezi că nu sunt nebuni care dau? Eu cred că sunt. De ce să nu dai? Să ai o pisică acolo cu un de ăla pixelat, așa, nu știu ce, nu ți se pare ok? Da, mi se pare super ok. La ce te... Mergi la teatru? Da. Ce ai văzut în ultima perioadă și ți-a plăcut? Ultima oară, stai, că am fost chiar cu Daria și cu Alin la Național, la piesa lui Bugnar. Ce avem noi aici? Mi-a plăcut cu Carmen Tănase. Foarte mișto și cu... Stai că am uitat. Marius Manole? Stai, da. Marius Manole. Drăguță, da, o comedie. Și înainte am mai fost la Spărgătorul de Nuci. Mi-e place la balet foarte mult. La... Și la Phantom of the Opera am fost când a fost... Ai prins biletele alea când a fost... Da, când la premieră, da. Da, mam, mai avut pile înseamnă. Da. Cu siguranță, că nu se mai găsea nimic. Și o văzusem și la Londra anul trecut cu copiii. Sau cu copiii, nu, cred că am fost singuri. Mi-a plăcut mult de tot la Londra, mi s-a părut... N-am văzut o pasă de la noi, dar de la Londra mi s-a părut genial. Da, superb. Și am văzut și la Spărgătorul de Nuci și la Culebedelor la Londra și la Garnier, uite, n-am fost. N-am găsit niciodată ceva. Am găsit la Bastille, dar la Garnier n-am fost la nimic. La Scala de Milano am mai fost. Nu mai sunt bilete nici la Bulandă, dacă vrei să mergi, adică nu e ca și cum, mi se pare tare, adică bine, față și mergem de... la Alin, dai seama, la orice al lui Horatiu am fost și mergem, de 100 de ori cred că am văzut toate spectacolele lui Horatiu. Recomandări de filme ai? Ai văzut un film care să... În afară de Once Upon a Time in America, asta adică nu. Ultimul ceva pe care nou l-am văzut și mi-a plăcut a fost Jean Dubarry, normal, și mie mi-a plăcut și Napoleon. Chiar nu l-am văzut, dar... Toată lumea zice că nu, mi-a plăcut foarte mult. Bine, asta e atât de subiectivă treaba asta cu filmele și că cu orice, de fapt. A fost reprezentat cum ar fi trebuit. Nu contează, a fost foarte mișto filmul. Filmul trebuie să-ți dea o stare. Nu-ți mai dă niciun film nicio stare. Știi? Să pleci de acolo într-un fel încărcat, de emoțional, de ceva, de orice. Nu pleci cum ai venit de la orice film. De la asta am luat ceva, nu știu, mi-a transmis ceva, o trăire. Dar mi se pare așa de o chestie de asta, nu știu dacă e pur românească, când spui că îți place ceva și vine cineva și ți-l desfințează complet. Adică nici măcar nu poți să zici, să n-ai bun simț, să zici, bă, ok, n-a fost pe gustul meu. Exact. Asta mi se pare civilizat. Da. Am fost la nu știu ce restaurant, am mâncat și mie mi-a plăcut extraordinar de mult. Și tu vii și spui, acolo e un rahat, acolo nu o să mai niciodată. Da.
De ce ai ajuns acolo? Foarte nu știu radical, ce. Român, adică, de, da? Ce, de ce suntem atât de... Că tu ai trăit până tot felul de țări. Da, așa suntem tot. Cred că suntem și pasionale așa și totul e... Și eu sunt un pic exagerată în declarații și spun, știi? Dar ai dreptate, de, nu e bine. Adică nu, dar sunt niște chestii astea care dacă sunt... Dacă spui e oribil, nu. Spui nu-mi place mie. Că nu poți să... Eu mănânc ceva și tu sau aolo, cum poți să mănânci porcăria asta? Dar nu e ok să spui. Sau pantofii tăi sturâți. Nu, nu-mi plac mie. Deci încerc să îi spun chestia asta, dar cred că din entuziasm, așa zis, suntem toți evlavioși. Crezi că asta e latino, așa? Da. Crezi că suntem latini, așa mai nerv? Și exageratul ăsta, că și noi exagerăm, da, în ultimul hal. Deci, ca să nu zic că dăm o mitomanie de mulți. Și când zice cineva ceva și după aia, dar să vezi ce mi s-a întâmplat mie și tu ai o poveste de aia, mamă, și au sărit mașini și nu știu ce, dar tu de fapt, nu știu, ai mers la Unirii și nu știu, erau două mașini, le-ai intrat pe contrasens, dar de fapt, mamă, exact, s-a întâmplat și acolo să vezi, mamă, dacă erai, n-am avut telefonul să nu știu, că făceam, mamă, era... Bine, eu am că și asta, mi se pare și o chestie de artist, așa, să exagerez un pic, știi, și să spun, mamă, a fost cel mai mișto din loc din viața mea, dacă mă duc undeva și îmi place, cel mai frumos loc din lume, n-am fost, deci nicăieri, o să mă duc în fiecare, adică sunt... Ai entuziasmul de moment, da, probabil, da, nu, da. Da, bă, ți se pare că suntem o nație de asta de părerologi? Adică nu ți se pare că, gen, că toată lumea îți dă un sfat sau că îți dă câte o părere despre ceva, chiar dacă tu nu o ceri? Da. Adică 99% în cazul nu ceri. Păi nu, asta e, cred că e o boală, știi? Cum că seara îmi zicea Iacob că eu sunt doctoriță și asta e o, că toți suntem doctori, toți suntem... Orice. Specialist în război, în orice, în asta cu COVID am avut toate, toată lumea știa. Adică nu, doamna Maria care era, vindea la, nu știu ce, tonomadă, nu știu ce, știa că COVID-ul e venit cu niște chinezi care... Da, nu, deci asta, nu, știi care e problema, mi se pare? Că vorba aia lui Orson Welles parcă a zis că îmi dau seama, stai, cu cât știu mai mult, cu atât îmi dau seama că nu știu că nimic. Nu știu nimic, da. La noi nu există asta. La noi toată lumea știe tot, deci toți sunt proști, clar. Cu cât te dai mai deștept, cu cât par mai prost, mi se pare, știi? Da, nu te afunzi. Nu poți, adică când te... crezi și știi că știi tot și nu mai accepti nimic de la nimeni, nu poți să înveți orice de la oricine, în orice moment al vieții. Nu poți să fii de autosuficient, autosuficiență de asta, ei atâta le trebuie, o casă, o garsonieră, un televizor, este gata și știu, ei știu tot. Nu mai poți să le spui nimic. Deci mă scoate din sărite chestia asta. Și mi se pare că nici nu avem vreo relaxare, adică suntem așa tot timpul un băț în fund, nu ți se pare? Da, da, păi asta e tot din prostie și din... vanitatea că tu ești ca așa, dar de fapt nu ești și știi că nu ești și atunci trebuie să fii arogant sau să parcă ești. Nu. Măcar cu nasul pe sus sau ceva, da, știi, n-ajungi. Nu. Cu cât ești mai deștept, cu atât taci mai mult din gură, cu atât asculți mai mult. Tu n-ai văzut când și în interviuri, când sunt interviu cu oameni deștepți, li se pune o întrebare, o procesează, se gândesc la răspuns și răspund. Majoritatea oamenilor pe care îi vezi răspund, ei au deja, știu, de ieri ce o să răspundă și oricum ce vor ei și poate n-are nici legătură cu ce zici tu. Deci nici nu te aud, nici nu te ascultă. Te pac, răspund ce vor ei, ce știu ei. Dar ți se pare că sunt din ce mai mulți oameni care n-ascultă? Mi se pare că asta e o mare problemă. Și în America aveam foarte mulți colegi care... și prietene care nu focusau, adică, știi, vorbeam cu ele și făceau așa și vedeai că nu te aud și după aia spuneau de altceva și... Și după aia te mai întrebau odată, da, ce ai zis. Exact, da. Da. Dar de ce crezi că, pentru că tot timpul suntem într-o alergătură, da, de asta, stres, care nu se mai termină niciodată? Da. Nimeni nu mai stă cu el așa, să stai cu tine, cu gândurile tale, să te liniștit un pic, știi, să te aduni, să te... să contemplezi chestii, să... Nu, toată lumea, pac, doar trăiește, pac, asta, trebuie să fac asta. Și, bine, și toată lumea, cred că, intră în stresul ăsta, ce trebuie să rezolvezi, toate 10 chestii. Și după aia ajunge acasă, te mai uiți la un serial, e nasol, că nu mai ai, adică eu vreau să-i las pe copii și psihologii, spun și toate cărțile pe care le-am citit, să se plictisească. Lasă-i să se plictisească.
nu tot timpul ceva, că intră și într-o, ca șoricelul ăla în roată, știi? E nasol. Eu îi las, Levin nu are telefonul timpul săptămânii, îl las să uite la un serial, că îi place acum Modern Family și atunci sunt fericită că măcar e ceva care e ok, nu toate tâmpenile. Și să citească zilnic, îl pun și să se plictisească. Zic, da, m-am plictisit foarte bine. Zic, nu știu, fac ceva în casă. Nu-i se pare minunat să plictisești. Da. Nu știu, atunci îți dezvolți imaginația în primul rând. Începi și te gândești, cum poți să mă joc? Iau bila asta, o pun acolo, fac ceva, nu știu. Începi și gândești, îți folosești creierul la ceva. Nu doar stai și te uiți. Zic așa, o să te tâmpești, efectiv. Crezi că ne-a tâmpit creierul. Ecranul ăsta? Da. Păi stai seama că ei se uită, pac, pac, pac. Și toată chestia asta pe care o fac cu degetul, mi se pare că o să ajungă rău. Nu știu, nici vreau să zic. Mi se pare horror. Ce, o să stai noaptea să faci așa? Nu, o să ajungi să faci schizofrenie, nu știu. Îți dai seama câte informații pe secundă intră unui copil în cap când dă pe TikTok-ul ăla non-stop? E ca și cum deschizi la un computer 100.000 de pagini în continuu. E foarte nasol. Te prăjești, efectiv. Prăjești. Adică crezi că dincolo de că ne-am mai dezvoltat și că sunt și chestii utile, crezi că mai mult ne-a făcut tehnologia? Rău. Bine, trebuie să știi ce să, da, să știi ce să iei. Și la vârsta lor încă nu știu ce să ia, ce e bun din asta. Și de-aia nu e bine. Bine, că sunt oameni de vârsta noastră care nu știu ce să ia din internetul ăsta, adică nu e la un copil încă mai poți să mai fii tolerant, știi? Da. Și cred că suntem într-un moment al existenței noastre că suntem bombardați și chipurile mai informați decât în orice alt moment, dar mi se pare că informația, adică asta adevărată și falsă, circulă atât de liber încât mi se pare că ești mai haosat decât în orice altă perioadă. Da, asta e. Nu știu, și bine, uite, de exemplu, am văzut că Levin mai ia și informații de, că nu știu, uite, de război, că ce s-a întâmplat la Paris, că nu știu ce a făcut președinte nu știu care, și asta m-a bucurat, știi, ceva de politică, de ce se întâmplă în lume, nu numai tâmpenii, știi, dar nu ia numai asta, oricum, numai în weekend are voie. Telefonul în weekend? Da. Ok. Da, păi nu, în timpul săptămânii mi se pare că nici nu poate să se concentreze la școală. Dacă tu până la școală, drumul, stai pe telefon sau în pauză sau când pleci, deci nu, trebuie să fii limpede, să fie mintea clară dimineața, te scoli, pleci fără ecran, fără nimic. Mai mergem undeva pe vacanță sau ceva, vezi copil de un an pus în scaunul ăla, primul lucru îi dă telefonul ăla, behă-i acolo ceva și tu îi dai ceva de mâncare, nu știu ce. Da, și părea de nociv de la un an dacă l-ai aruncat pe ăla în față. Știu. Pentru că mă ia capul pe mine, uitându-mă, dacă stau așa seara și nu știu bine, ce, îmi dau seama că... Bine, eu las, îi las. Da, astea, eu încerc să le pun Tom și Jerry, numai ăștia, un an, adică... Disney, da. Nu, dar și eu făceam asta, că nu, la un moment dat nu mai poți, știi? Și mai pui tableta la restaurant sau ceva, dar nu la un an, la trei, doi. Bun, trei, foarte da, mici, da, și în avion, da. La nu știu câte, câteva da. Luni sau ceva, da, și stă cu telefonul acolo. Și vede, a, păi nu, că astea, da, alea cu rățuște, nu știu de care da, sunt da. Ok, întotdeauna găsești tu... Da, mă, să-ți rățuștele la bune, mă, ce-ai... Nu, uite, mai sunt copii, mai nu știu unde am fost și am văzut copii care se joacă cu creioane, știi? Nebun. Creioane, da, nebune. Da. Au luat o raznă. Deci, în avion, creioane, carioci, uite, doamne, la biserică, mai duc duminica și sunt copii care își aduc cărticele, colorează, stau cu minți, o oră întregi acolo pe jos. Deci mai sunt. Ai zis și... asta cu biserica, ești un om credincios? Da. Aia a fost întotdeauna așa? Da, din familie? Întotdeauna de bunica mamei mele. Dar știi cum e, când ești tânăr, nu se... Bine, se mergând tot timpul la biserică cu ea, la Crăciun, Paște, așa, ea mergea în fiecare duminică. Din partea lui tata nu prea, dar la un moment dat, când se întâmplă chestii, revii la credință. Doar când se întâmplă chestii? Din păcate, da. Atunci, cred că se formează un declic și după aia e bine să rămâi și când ți-e bine. Nu, că mi se pare că e un... cam așa e în general, știi? Când da. Te... Nu, și mi se pare un lucru foarte bun pentru copii. Foarte... un reper solid de familie, de...
principii, de educație, de conduită, de tot, tot, tot ce înseamnă reper. Cum să se culce cu conștiința împăcată în fiecare seară, cum să le fie frică de ceva, știi? Trebuie să... Nu poți să trăiești așa. Trebuie să ai niște... Să știi că sunt niște consecințe care se întâmplă dacă faci lucruri. Dacă nu faci, nu... Trăim așa, mi se pare că nu mai au copiii repere în ziua de azi, repere. Unde mergem în vacanță, ce ne cumpărăm, ce iPhone ne luăm. Nu au nimic solid de care, știi, o bază. Pentru că și modelele sunt cumva greșite și nu prea încet să te uiți. Adică de bine, de rău, nu știu, mi se pare că în perioada aia mergeai la teatru și vedeai pe unul, nu știu ce, și îl urmăreai pe nu știu cine. Pe, nu știu, Ștefan Iordache. Și da, se părea așa și cumva, nu știu, vedeai ce face sau nu știu ce. Bine, cred că și rețelele sociale cred că ne-au mai tâmpit un pic. Că acum mi se pare că ești foarte aproape de oricine. Da, și exact. Cumva ți, adică dacă nu ți-a plăcut melodia lui Smiley, scrie direct, bă, Smiley, da, s-o dă, doamne, iartă-mă. Și tu, Neru din Ploiești, doamne, exact, îl cerți pe Smiley că ești aici, lângă el. Practic, e seama, prietenul tău, chiar, că tu îl urmărești, adică, da, cumva, băi, ce n-ai, bă, Smiley? Nu mă așteptam să faci una ca asta. Și mi se părea tare că în serialul cu Michael Jordan, știi că explică la un moment dat dacă ar fi avut succesul ăsta, dacă exista social media, știi? Și oamenii ziceau, păi nu, că tocmai asta era șmecheria, că cumva trebuia să dai niște bani ca să-l vezi pe Jordan și nu era tangibil la orice... Exact. Acum, na, Kanye, l-ai văzut, să-l știm, e prietenul nostru, practic, exact. Nu? Adică, na, nu e... Și cred că asta nu ne-a făcut așa neapărat bine. Da, acum totul e... La îndemâna oricui, deci nu mai există, chiar nu era nimic, deci era totul intangibil, total. N-aveai decât dacă te duceai la un concert sau... Cum ai zis, cu Tom Ford, da, pe unde? Dacă îl vedeai pe Tom Ford când dacă lucrai la nu știu ce, da, în revistă, da. Care și pe aia trebuia să dai 10 lire sau ceva. Nu erau nici paparații, da. Bine, asta cu paparații cred că mai tot fost în ultimii... Mă uitam la filmul ăla cu Beckham și erau ăia doi frații, ai văzut asta? E un film cu Beckham acum, un serial ceva. Văzut, da, am început să mă uit. În fine, și sunt doi paparații care sunt din... Asta au făcut întotdeauna, au urmărit pe Beckham. Noi, asta era, hai zis, bă, noi suntem urmărit pe Beckham, hai să-i dăm drumul la treabă. Și toate povestea, adică ei sunt cumva din familia aia, că știau tot. Aha. Când și-a luat mașina, când a venit aia Spice, nu știu ce, și așa mai departe, știi? Și mă gândeam așa, ce meserie totuși, știi? Să ai asta, urmăritor de niște băieți, știi? Adică... Am văzut doar faza, am văzut primul episod și a spus el că I wasn't intelligent. Asta m-a marcat, zi, dar mi s-a părut șocant de ce a spus asta, știi? În serialul lui. Da. Că I was working, adică lucram, deja făceam în continuu sport, dar la școală I wasn't intelligent. Și asta e, nu știu, mi s-a părut așa să spui asta. Nu e bine, nu? Să nu. Da. Să audă și copiii, nu, adică de ce? Că nu e nici, nu știu cum e, dar na. Sunt mari copii, nu mai au, sau... Nu știu, dacă a făcut că... tot ce a făcut, nu e nici vreun prost, adică... De... Băi, mie mi se pare că, adică, mi se pare că a deschis un drum de ăsta pe tot ce înseamnă, tot ce înseamnă sportiv sau ceva din ăsta, mi se pare că până să apară Beckham, nu te raportai la nimic când... Nu te raportai la, nu știu, Maradona. Te raportai la Maradona, nu te raportai la un produs ăsta de marketing care să fie și așa, în afară de... Că mi se pare că Maradona era ok, dar când ieșea din... Aia era un trăznit care făcea măgării. Mie mi se pare, Maradona, eu sunt fiert, adică... Da? Da. Am un pupereche de pantaloni purtat de Maradona în 83 la Barcelona. Da. Adică eu, e ceva grav. Dar mi se pare că Beckham a, nu știu, s-a dus pe primul, filmul ăsta, da, de fashion, mission, nu știu ce, dincolo de dai cu piciorul într-o minge. 100%, clar, da. Păi în continuare, cred că face mai mulți bani decât fac băieții ăștia care joacă fotbal în continuare. La rugby mergi? Merg. Ai fost acum? Am fost. Am fost, mă duc și sâmbătă, da. Mă bucur că au câștigat în ultimele două meciuri. Și acasă trăiește intens așa... Alin? Da. Doamne, deci... Viața lui. Deci se aude, au fost meciuri în care pur și simplu nu erau mai puțini spectatori. Da. Și
Oricum nu stăteam de departe sau ceva în genul ăsta, dar se auzea, adică tot meciul, 80 de minute, din, ai plecat de acolo, nu știu, la Verona am fost, nu știu, mai știu, ultima oară, penultima oară, a plecat răgușit de acolo. Da. Eu n-am văzut om care să trăiește mai... Da, asta mă gândesc și eu, da. Deci, da. Doamne, nu, deci e pasionat, e... Cred că mai mult viața de pasiune, lui, da, nu? Nu știu, da. E efectiv viața lui. Deci și acasă, și, dacă îi vede da, așa... Da, el trăiește prin asta, adică nu e un job de la 8 la 5 și după aia, tot timpul trăiește rugby. Weekend, în vacanță, tot timpul. Și pe acasă aveți minci peste tot, nu? În bucătărie. Acum că joacă și Iacob rugby, da, peste tot. Echipamente, de toate. Deci... L-ai dus la rugby? Da, l-a dus Alin, păi ce... Păi da, bravo. Face și hockey. Mai nou. Și hockey? Amândoi fac hockey și Devin face doar hockey, acum nu mai face rugby și Iacob face și rugby și hockey. Pe Devin îl mai duc la basket din când în când. Dar e cu școala, că mai la anul mai are un aș de treapta și e greu. Vezi, e rămas pe vechi, treaptă. Da, treaptă, da. Treapte, da, pe vechi. Treapta 1, treapta 2. Da. Da, nu mai, acum s-a terminat. Mai a doua. S-a terminat, nu mai e. Ce e acum? Examen evaluarea, de evaluare, sau cum se numește, nu? Evaluare. Nu, îi spune cumva, nu? Evaluare, nu? Evaluare spune? Evaluare națională? Nu, da, nu știu. Nu, știu. Oricum, e un chin și un stres maxim. Cred. Eu am scăpat, eu n-am dat nici treapta întâi, nici a doua, nici bacul. Când dacă termin liceul în America, îl termin și pur și simplu. Intri la punct. Facultate cu GPA-ul din ultimii 4 ani. Mi se pare mult mai ok, mai relaxant, stresul ăsta. Păi, n-ai zis de noi că avem stresul tot timpul, bățul da, la fund tot timpul, da. Trebuie să fie la școală, trebuie să știe tot, să facă, da. Să fie 1000 de materii, să aibă 10 la toate. Matematica care nici eu nu suport și nu, deci, plângeam, nu știam, nu înțeleg, nu, dacă n-ai cap de matematică, nu poți, poți să faci meditații toată viața. Și mi se pare la fel. Pentru mine clasa a doua, când a venit tabla mulții, s-a terminat matematică, pentru mine s-a închis matematică 8 ori 4, s-a terminat, deci, 8 ori 4... Am zis, ok, gata. Da. Alea, când vedeam chestiile alea, fracții, veneau odaia, nu știu ce, doamne, mă gândesc, îmi pare că cât ai luat le găsești. Nu mai știu, gen, oricum, cel mai puțin la matematică, dă-i seama, dar îmi se pare că erau niște semne de alea de le vezi pe un peșter sau pe ceva, știi, gen, unde duci pe la, da, vezi un tower de ăla și niște semne de alea de ăla. Și n-am înțeles niciodată, dar na, probabil că sunt oameni care sunt pasionați de matematică și... Ai o cârciumă preferată? Două, trei în care mergi? În București. Poți zici de aici, de oriunde. Stai. Casa de David îmi place. La mâncare, mai îmi place argentin. De ieșit, nu prea am mai ieșit, dar ultima oară am fost la Moș și mi-a plăcut. La Wonderful, la Fratelli. Nu, bubui cluburile? N-ai bubui cluburile numai? Nu mai am chef. Nu mai da, am ai fost chef. Odată când deci ai fost? Deci ai pus odată o chestie, mi-a plăcut. Știi când ai îmbătrânit, când vrei să ajungi acasă, da, să nu faci să nimic. Să ajungi acasă, să nu faci nimic. Deci nu mai am chef. Nu. Da, ai fost vreodată gen clubă reasă de asta? Ah, ok. Da. Nu am crezut că nu ai fost și atunci... Nu, am fost. Eram... Îmi plăcea, îți dai seama, am ieșit până... Până marți am ieșit, că azi e joi și nu că mai am ieșit și cu Alina așa, dar nu. În ultimii ani n-am prea mai așa, la o nuntă, la un botez, la... Nu mai am chef de bubuială, deci când am fost la Moș cu prietenele, niște fete, am fost doar fete, și asta nu spun, și cu fetele. Nu îți place asta? Nu, mă enervează și asta și cu băieții, mă duc cu băieții, mă duc cu fetele, nu. Dar am ieșit cu niște prietene, oricum. Da. Care n-aveau soți și am ieșit cu ele. Și n-am putut să vorbesc nimic. Adică m-am răgușit în primele 10 minute. A, că era bubuială de aia și... Nici n-am dansat, adică nici nu dansezi, nici nu vorbești. Stai și te uiți. Uite, am mai trecut și ăla. Ce mai faci? Adică ori m-aș duce la o petrecere asta, 80s, 90s, cu muzică mișto, să dansez. Da, o să facem noi. Da? Să-mi zici. Cu doamna, colega mea de trupă, doamna Andreesca, care e fiartă pe evenimente de astea sper nebune, ce a descoperit pasiunea să pună muzică. Ne-am fost acum vreo 5 ani de zile, am făcut o glumă noi la Arad, undeva, la un festival de film documentar. Deci ceva, oricum, nu ne-a văzut nimeni, că eram într-o sufragerie, într-un club care era ca o sufragerie. Și acolo
Am pus noi muzică prima dată, după aia ne-am apucat serios, am fost la cursurile anul trecut, adică noi am fost la Antol, la ce să mai am, deci am rupt festivalul în două anul trecut și acum 2 ani și acum ea vrea asta, să facă o petrecere de asta cu vechi, așa, bine, se face, se face nostalgie. Da. Nu știu ce unde face, sunt dar o face tipul care are Interbelic și Linea, Gache, el cheamă, care e un băiat foarte... N-am avut și aici invitat. Și tot n-am fost, dar nu, mă duc, gata, dacă faceți voi, vin. Da, clar. Deci avem un om acolo, să fie, probabil că familiile noastre și cam aia e, cam s-a terminat, adică... Și toată familia ta, oricum, e destul de mare, adică nu e panică. Dacă te-ai întâlnit tu cu tine asta de acum, cu tu cu tine, care aveai 17-18 ani, ce sfat ai da? Deci eu acum cu eu la 17 ani... Poți să nu-mi dai niciun sfat? Ani. Stai să văd, eram la liceu. Nu fumai, nu bei, nu... Da. Alcool, nu, droguri, nu, nimic. Nu am ce sfat să-mi dau. Deci nu știu, nu-mi vine nimic să-mi păi dau un sfat. Nu, nu am niciun sfat, da. E foarte ok. Și asta cu sfaturi mi se pare așa overrated, adică... Da, nu știu, mă gândesc la modul... Ce? Mai sunt oameni care zic dacă... să nu fii pus presiune atâta pe mine sau ceva, nu știu, știi? Am mai auzit răspunsul ăsta sau să mă las, să las lucrurile să meargă așa cum au mers. Să fii mai înțeleaptă, dar... Nu, n-ai cum, că e mișto perioada aia să nu fii înțelept. Ești tânăr. E mișto să faci ce simți atunci, nu. De-aia sunt perioade. Da, exact. Dacă noi am luat sfatul lui mama și tata, ce să-mi iau alt sfat, nu cred că aș fi luat oricum. Plus, că dacă zicea mama și tata, țin minte că mergeam la primele petreceri sau ceva și spunea tata, bă, e bine să nu combini băuturile, că dacă mai nu știu ce pe acolo, nu, să nu-ți fie rău, să nu știu ce, bă, țin minte că ajungeam acolo, eram alchimistul. Fac și de-aia și de-aia, tot ce spune și de-aia și de-aia. Și după aia a doua zi am discuția aia. Bă, da, a, bine, ok, da, mâine la fel și tot așa. Nimeni nu, totdeauna învățăm din Nu știi ce noi. Sfat mi se pare bun? Să faci totul cu moderație. Deci poți face orice, dar cu moderație. Dar asta eu știam deja. Adică nu săream calul cu nimic. Totul făceam în limita bunului simț dacă făceam ceva. Toate că astea cu botuța, nici nu m-am bătat niciodată. Din control fric ce sunt, nu, mi-a fost frică și să mă îmbăt. Deci, dar tot, adică eram precaută, nu făceam tâmpenii, periculos, ceva periculos, știi? Cred că asta e un sfat bun. Bere fără alcool, să fie echilibrat, să fie echilibrat. Cred că e și în viață, cred că asta e cheia, da. Cumva, în orice. Da. Echilibrul ăsta, exact, echilibru. Dintre toate, adică poți să folosești telefonul, dar folosește-l cu măsură, poți să folosești nu știu ce, că poți să bei un pahar de ceva, că bănesc că nu se rupe lumea în două sau nu știu ce, dar cum zic oamenii pe la televizor, responsabil sau nu știu ce, te-ai văzut că la băutură zic, bea responsabil. Da. Eu aș pune asta și la telefon, știi, și la internet. Consumă internet responsabil sau ceva, știi, ca la, cum sunt, pe la pariuri, pe la tot felul de trăznăi de-astea, de alcool, de nu știu ce, nebuniști. Da. Că și la internet chiar ar trebui să fie folosit cu precauție. Să ai o facultate, dar să a terminat facultate, poate să meargă pe net? Da, poate să dea, ok. Vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru că ai vrut să vii la podcastul ăsta super nebun. Îmi pare rău că nu te-am întrebat de planurile de viitor și alte întrebări de-astea care... Și cum e viața în familie, cum e să ai 5 copii și te bănesc că celebrele întrebări, nu? Celebrele întrebări. Ești fiar de pe ele, de-abia așteptai să răspunzi la asta. Și planuri de viitor, asta e foarte important. Hei, salut! Și ce plan de viitor ai? Păi, nu știu, acum asta e un prezent. Și de-aia, că scotea unul un album, nu știu ce, și următorul album, stai frate, că doamne l-am scos pe ăsta, adică gen, l-am scos pe ăsta, e ok, adică... Exact, sau când te-ai căsătorit și când faci copii. Și când următorul soț, știi, și următorul... Dar nu ți se pare că sunt astea la... Când te căsătorești, prima întrebare, da, că na, ai și tu nu știu câți ani și deja e groasă, primul copil, după aia e și fată. Fată când, băiat? Da. Că asta e întrebarea. Băiat când, fată? Nu știu, frate. Vorbeam cu Mihai Murar și... Deci nu mai facem planuri, că... Nu știi niciodată ce se întâmplă. Mai bine să nu-ți faci planuri. Păi, da. Acum război, nu? Mâine COVID, exact. Păi mi-e de ăla, nu mai știi ce să mai... If you wanna make God laugh, tell him your plans. Nu știi? Ba da, da, fix așa. Deci fără planuri, exact. Mergeți la teatru, citiți. Nu? Citiți. Ce trebuie să mai facă? Zi rețeta.
educați copiii frumos. Mamă, când aud asta cu educații, mi se pare că... Păi tu, uite, tu, mie îmi place, o duci la muzee. Ai dus-o la muzeul ăla de păpuși vechi, unde am fost și eu cu copii. Da. Deci am văzut toate păpușile mele de când eram mică, mașinuțele, deci mi-a plăcut. Și mi se pare tare asta, că mi-aduc, adică de multe ori merg pentru mine. Da. Cu ea. Adică foarte nu merg bine pentru ea, clar, dar mă bucur și eu de niște chestii, că alea păpușile erau levosime la țândărică când eram copil. Nu știu, te uiți pe cărți cu ea, am văzut. Deci e perfect ce faceți voi. Da, cred că da, toată lumea, dincolo de toată nebunia asta cu telefoanele și cu asta, cred că... Îți petrești timp cu copiii astea, mi se pare. Da, da. Știu și eu la început, când dai seama, la primul copil, n-am fost chiar așa, că eram încă pă, alte. Dar din ce în ce îmi dau seama și caut să stau mai mult, să vorbesc mai mult. Și mi se pare că seara, înainte se culce, atunci când se așează tot, toată ziua, știi, atunci îți povestesc lucruri, îți spun... Știi, le intră mai bine în cap anumite chestii. E liniștea aia înainte să adoarmă. Oricum am văzut că voi sunteți împreună, familie de-asta mare, cu că aveți niște chestii de-astea, cred că împământenite, cu masa Aline de nu știu ce, da, cu toate astea. Alin m-a ajutat foarte mult, da, cu chestia asta. El e foarte pe stil vechi, știi, mișto. Pe stil familie vechi și bun. Da, bun. Da, sănătos. Sănătos, solid, da, da. Îți mulțumesc că îți urez multă baftă. Și planurile de viitor, bineînțeles, care, da. Nu uitați de planurile de viitor. Viitorul e prezentul, că așa viitor nu știi dacă mai e sau așa, dar măcar acum în prezent să te bucuri exact de momentul ăsta. O zi bună, numai bine, la revedere, îți mulțumesc. Revedere. Toate cele bune. Zooniverse Podcasts.